Coaliția pro-europeană a hotărât. Ședințele de guvern nu vor mai fi transmise online. Un proiect de lege care vizează modificarea legii guvernului a fost aprobat de cabinetul de miniștri. Printre argumentele invocate de reprezentanții guvernării este că ei nu se pot concentra. După aproape 4 ani de guvernare, cei din guvern au înțeles că nu pot lucra sub ochii lumii. Abia după aproape 4 ani de guvernare, cei din guvern au înțeles că nu pot lucra sub ochii lumii. Membrii cabinetului de miniștri trebuie să se concentreze pe luarea deciziilor și nu pe a arăta bine la camerele de luat vedere sau pentru a evita anumite discuții mai tensionate atunci când există diferite sau discuții în contradictoriu. Și faptul că ședințele nu vor fi transmise în direct va permite să luăm decizii corecte în cadrul dezbaterilor. Presa va avea acces la ședință doar în primele 5 minute și doar pentru filmări protocolare. Apoi miniștrii vor încuia strâns ușa după ei și vor trece la dezbaterea problemelor țării. Presa va avea posibilitatea să ia filmările protocolare sau la prima parte a discuțiilor care se încep ulterior. Serviciul de presă va decide când jurnaliștii vor trebui să iasă din sală. Toate argumentele legate de lipsa de concentrare a funcționarilor și de exemplul altor state sunt irelevante, menționează reprezentanții societății civile care au criticat decizia guvernului. Sunt doar niște motive inventate pentru a ascunde lovitura dată democrației și transparenței decizionale. Ori Vladimir Filat, anume cu această lozincă, a instalat sistemul de transmisiune online în sala de ședințe. Cu atât mai mult că subiectele cu conținut secret pot fi discutate la finele ședinței, argumenta atunci Filat. Eu am fost acel care am decis transmiterea în regim online a ședințelor guvernului, dorind ca să avem transparență. Și dacă va fi necesar să avem discuții în aprobarea unor hotărâri care au această informație calificată sau date cu caracter secret, vor fi trecute pentru discuții și ulterior decizii la sfârșit de ședință, având acest raționament.